colegi liberali, dragi români, mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine când fac acest anunț important pentru partid, pentru România și pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal. Le mulțumesc și liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine din primul moment în care m-am înscris în partid și care și astăzi mă susțin și fac parte din echipa mea. În octombrie 2016 am hotărât să intru în politică. Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL. Sunt un liberal convins, un om care am trăit toată viața după principiile liberale. Le-am aplicat, le-am respectat. Oriunde am muncit în lumea asta. Știți foarte bine, de fiecare dată spun că doar liberalismul salvează România. Colegi liberali, dragi români, deja mă cunoașteți, nu sunt adeptul discursurilor foarte lungi, așa că o să vă spun direct ce vreau și de ce trebuie să candidez. PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, în același timp să ducă mai departe tradițiile și principiile liberale. Eu nu cred că acum este nevoie să vorbesc despre mine, despre ceea ce voi face. Bilanțul mandatului meu de ministru al finanțelor și acum al celui de premier demonstrează mai multe decât aș putea să vă spun eu. Promisiuni auziți zilnic de la toți politicienii. Eu v-am obișnuit cu mai puține vorbe și mai multe fapte. Dragi colegi liberali, mesajul meu pentru voi este clar și simplu. Mă voi asigura că PNL va fi cel puțin 8 ani la guvernare. Vom transforma România într-o țară liberală de care să se bucure toți românii. Ce înseamnă o Românie liberală? V-am spus și sunt două lucruri importante pentru mine. Proprietatea privată este sfântă, iar antreprenorul este un erou într-o Românie liberală. În scurt timp, o să prezint și moțiunea și echipa alături de care am pornit pe acest drum. O parte din această echipă o vedeți astăzi aici lângă mine și le mulțumesc încă o dată pentru susținere. Vă spun că voi câștiga. Nu există altă variantă și vă invit și pe voi, colegi liberali, să faceți parte din echipa câștigătoare. Împreună câștigăm toate cele patru rânduri de alegeri din 2024. Împreună facem România liberală. Hai, Partidul Național Liberal! Să luăm câteva întrebări aici și apoi mergem la cine și mai răspundem și acolo la întrebări. Ați avut o discuție după această decizie cu domnul Dovic Orban? Am avut o discuție înainte de decizie cu domnul Dovic Orban. Și ce v-ați spus? Știți foarte bine că discuțiile... Bineînțeles. O să fie o competiție în Partidul Național Liberal, din care Partidul Național Liberal o să iasă mai puternic la final. Eu am spus că voi câștiga. Și dacă va pierde atunci Ludovic Orban, îl veți lua în echipa dumneavoastră? Competiția abia începe, dar sigur domnul Ludovic Orban are o experiență importantă în Partidul Național Liberal, ca politician, premier și o experiență pe care o putem folosi întotdeauna pentru a merge mai departe Partidul Național Liberal. Cel care va pierde această competiție internă ar trebui să facă un pas în spate și din funcția publică? Este o competiție internă a Partidului Național Liberal. Îi voi asigura pe liberali că după ce voi câștiga, niciodată nu vor fi mândri de fiecare moment că sunt membri ai Partidului Național Liberal. Aveți ceva să-i reproșați în această funcție de președinte al partidului în anii în care a exercitat această funcție, considerați că a greșit? Nu. Am făcut parte din echipa și fac parte din echipa domnului președinte, dar acum este o competiție pentru viitorul Partidului Național Liberal. În momentul de față sunt doi poli de putere în Partidul Național Liberal, unul la guvern, unul la
la Parlament, revin cu întrebarea la care nu mi-ați răspuns. În cel care va pierde competiția internă va trebui să facă un pas în spate și funcția publică? Polii de putere vor exista întotdeauna. Președintele Camerei Deputaților este diferit de, este o funcție, Parlamentul României este un for legislativ, premierul este premier. Ar trebui să-și dea demisia cel care pierde? Poate. Nu, în ce legătură? Aici este o competiție pentru Partidul Național Liberal. Vă mulțumesc, ne vedem la Consiliul Național. Vă mulțumesc. Bravo.